Am ieșit în golul alpin și ne îndreptăm spre vârful fața lui Gergel, 1670 de metri. Aici văd că nu mai e zăpadă așa multă, chiar spre deloc. Mergem pe creasta care va fi stâncoasa feței lui Gergel. E o creastă spectaculoasă, așa mai rar în munții Grohotiș, cu stâncă. Aici nu e, bineînțeles, dar puțin mai sus va fi spre vârf stâncă. Ce puță? Unchiule, am niște calamari slăninoși de la Dan. Da. Cu ceapă. Calamari de Mediterană. Da. De Mangalița. Da, de Mangalița. Calamari de Mangalița. Și mâna greblă se făcu. Și cu viul munților. Aici. Un șnițel. Și un sălămior. Mai este un găsaj că poate... Coborâm de pe vârful fața lui Gergel și ne vom îndrepta spre creasta principală, care e cea din centru stânga, către Bobul Mare. Aici sunt niște stânci spectaculoase. Continuăm pe creasta principală a munților Grohotiș și am văzut și ciupoțica cucului. Cu stânci frumoase, cu ciupoțica cucului mică. Noi ne-am bazat pe tine. Unul din boburi. Și acum ne îndreptăm tot către unul din cele două boburi. Și spre vârful Grohotiș, cel mai înalt din munții Grohotiș, 1765, cred. Dar vom stabili toți trei dacă vom mai urca pe el sau nu.
La 5 ore de la plecarea noastră din Cheia, am ajuns pe vârful Bobu Mic, 1752 de metri, în munții Grohotiș. Pe trei panouri, pe trei săgeți, ni se spune că mai avem o oră jumate până pe vârful Grohotiș, dar nu este adevărat. De jos de tot, din șaua Bobului Mare, se spune că avem o oră jumate și am mai găsit încă o săgeată în care spune că mai avem tot o oră jumate, deci n-are cum. Și de aici spune că mai e tot așa o oră jumate până pe vârful Grohotiș, care e ăla de acolo. Deci de aici o să ne retragem pe același drum către Cheia. Am decis să urcăm și pe Bobul Mare astăzi. Să vedem cum o fi. Da, da. Să vedem cum o fi traversarea pe lângă stânci. Sunt haioase stâncile alea. Sunt și niște urechi de iepuri acolo. Am ajuns și la talpa de bocanc ridicată. Am ajuns pe vârful Bobu Mare. Este al treilea vârf urcat astăzi în munții Grohotiș. 21 aprilie 2024. O să vină și Gabriela cu Dan. Iacă-te, Bobul Mare din munții Grohotiș. Vine și ombre. Bobul Mare! Quelque chose! Muy bien! Bravo, tineret! Tineretul! Mândria țării! Care este? Felicitări, Dan! Coborâm pe creasta Bobului Mare spre șaua lui Gherghel. Biscuiții, așa am poreclit, în munții Grohotiș. Suntem deja în pădure, pădurea de Fag, tot în munții Grohotiș. Vom coborî spre Cheia. O zi superbă în care am urcat trei vârfuri, Bobul Mare, Bobul Mic și fața lui Gherghel. Dar am urcat și alte vârfuri care sunt doar cu cotă din creasta Grohotișului. A și nins un pic.
Am intrat și în acel canion de zăpadă, cu un perete foarte înalt de zăpadă. A fost foarte bine.